De la o postare pe un site de socializare în care un tânăr câmpulungean își ruga prietenii să participe la un moment de reculegere ținut în memoria celor care și-au pierdut viața în incendiul de la Clubul Colectiv din Capitală, s-a ajuns la un marș al tăcerii, desfășurat în centrul municipiului Câmpulung. Sute de mușceleni s-au strâns luni seara în piața primăriei, au aprins câte o lumânare și s-au rugat pentru cei care acum suferă în spitalele din Capitală, dar și pentru sufletele celor care nu mai sunt printre noi. Spune-ne de ce v-ați adunat în această seară aici? Ne-am adunat aici ca să ne rugăm, în primul rând, pentru sufletele celor care au căzut, ca să spun așa, în Clubul Colectiv, vineri, 30 octombrie. Mulți dintre noi ne-am și cunoscut pe cei care au murit, avem prieteni acolo. Și nu numai, chiar dacă nu avem prieteni acolo, nu este firesc și omenesc să nu simți măcar un fior pe șirea spinării când vezi o asemenea tragedie. Cine a fost cu inițiativa? La ideea asta am plecat eu, văzând că se întâmplă peste tot, în toate orașele, mai puțin la noi, trebuia să se întâmple pentru că mai presus de toate suntem oameni și avem suflete. Cum ai reușit să anunți și să strângi atâția tineri? Prin intermediul, în primul rând, Facebook-ului, apoi am contactat media, iar feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Foarte multe share-uri pe Facebook, foarte multe comentarii, foarte multe like-uri și foarte multe aprobări că o să vină și o să, mai ales după ora 9, mi-au promis oameni care sunt la schimbul 2 că vor neapărat să vină aici ca să pună și ei măcar o lumânare. Veți sta aici până mai târziu? Eu personal o să stau până pleacă ultimul om de aici. Da, deci o să stăm până mai târziu. Fără să fie chemat, preotul Ciprian de la Biserica Fundeni a participat la acest eveniment. Informat tot prin intermediul internetului, acesta a ținut o mică slujbă pentru tinerii care și-au pierdut viața în Clubul Groazei din Capitală. Toți cei prezenți s-au rugat cu voce tare și nu au încetat să vină în piața primăriei întreaga seară. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor, adormiților, robilor lui Dumnezeu, prieteni și colegi ai noștri de viață, Doamne, arși la București, și cu tot neamul lor ce n-a dormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavolul ai surpa și drui viață în lumii tale în sus, Doamne, așează și sufletele adormiților robilor Tăi arși la București, cu tot neamul lor ce l-a dormit, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală vor fi săvârșite ei prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă pe ei, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Sunt complet mișcat de ceea ce s-a întâmplat la București. De aceea am ținut neapărat să se întâmple astăzi, în această seară, această adunare. Iar scopul nostru aici este de a ne ruga pentru cei care au plecat dintre noi, dar să ne și rugăm pentru oamenii care încă sunt pe patul de spital, suferind, și propun să ținem un moment de reculegere pentru cei căzuți. Dumnezeu să ierte!
Pe lângă tinerii care au răspuns prezent la această manifestare, au aprins câte o lumânare și câțiva consilieri locali, dar și consilierul cu atribuții de primar, Liviu Țiroiu. Vizibil afectat de cele întâmplate, acesta a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut prietenii și rudele în incendiu. Prin acest gest al mușelenilor s-a demonstrat că și la Câmpul Lung tinerii pot face fapte bune, acte de solidaritate. Cum vedeți dumneavoastră acest gest al lor? Este clar că e un gest de solidaritate, nu numai tineri, și noi cei mai în vârstă și cei că suntem părinții, că în orice caz noi suferim părinții mai mult decât au suferit ei în urma acestui grav accident pe care nu ni l-am dorit și nu ni-l putem dori niciodată. Nu vreau decât să adresez condoleanțe tuturor familiilor care și-au pierdut copiii până în acest moment și le doresc speranță de viață și șanse cele mai mari pentru cei care sunt încă în tratamente și în convalescență. Sperăm să nu mai avem niciun caz de deces și ne-am dorit cu mare bucurie să aflăm că reușim să rezolvăm toate cazurile. După ce un adevărat altar a fost realizat în centrul Câmpul Lungului, toți cei prezenți au pornit într-un marș al tăcerii cu candelele aprinse spre Biserica Sfântul Nicolae. Acolo, de asemenea, au aprins lumânări și au ținut un moment de reculegere. Traficul a fost dirijat pentru scurt timp de către polițiști, pentru ca toți participanții la acest act de solidaritate să fie în siguranță. Punem și noi câteva acolo, după care o să le punem care au rămas în jurul fântânii din piața primăriei.